Bună ziua, sunt Loreta Lisnic și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Rezultatul concursului organizat de Ministerul Justiției pentru funcția de procuror general a fost anulat din cauza că anumiți candidați ar fi fost favorizați, spune ministrul Olesea Stamate. Iar guvernul și-a asumat răspunderea pentru modificarea legii procuraturii, astfel că prim-ministru va înainta doi candidați la această funcție. Fostul șef al Inspectoratului General de Poliție, Ion Bodrug, a fost reținut azi dimineață. El este bănuit de contrabandă cu arme. Guvernul a făcut astăzi un pas care pune sub semnul întrebării viitorul executivului. Cabinetul Sandu și-a asumat răspunderea și a modificat legea procuraturii fără să mai fie nevoie de votul în Parlament. Conform modificărilor, prim-ministru va numi câțiva candidați la funcția de procuror general. Se întâmplă după ce rezultatul concursului organizat de Ministerul Justiției a fost anulat. Prim-ministrul selectează în baza acelorași principii integrității, profesionalismului, precum și alte principii prevăzute în lege, o listă de cel puțin doi candidați care o transmite Consiliului Superior al Procurorilor pentru a efectua selecția finală. Maia Sandu a spus că își asumă toată răspunderea pentru proiectul de lege care recunoaște este un risc al guvernului. Este un pas riscant. Dar noi suntem aici, în primul rând, pentru a curăța statul, pentru a face ordine în justiție. De asta suntem gata să ne asumăm cele mai mari riscuri și să plătim cele mai mari prețuri. Totodată, premierul a menționat că va lua în considerare candidaturile care și-au depus dosarele la precedentul concurs organizat de Ministerul Justiției, dar asta nu înseamnă că vor fi aleși candidați doar din rândurile lor. În același timp, aceasta nu a fost explicită privind modalitatea prin care va alege candidații. Întrebată dacă va organiza un nou concurs, prim-ministrul a spus că atunci când va prezenta lista, va explica și cum au fost aleși candidații. Acest exercițiu este pe responsabilitatea politică a noastră. Potrivit juristului Ion Creangă, premierul Maia Sandu trebuie să declare în legislativ că își asumă răspunderea pentru noile modificări ale legii. După care curge termenul de 3 zile de depunerea moțiunii cenzură. Dacă nu o să fie depus moțiunea cenzură, atunci ea intră în vigoare. În cazul în care moțiunea va fi votată de 51 de deputați în legislativ, atunci guvernul Sandu va cădea. Dacă moțiunea nu va aduna numărul necesar de voturi, legea va intra în vigoare. Cineva dintre membrii comisiei care a selectat cei 4 candidați la funcția de procuror general i-a favorizat pe unii. Din acest motiv, rezultatul concursului a fost anulat, a precizat ministrul justiției. Spre cine se îndreaptă acuzațiile nu este clar, întrucât 2 dintre membrii au preferat să nu le fie divulgat numele. Analizând punctajele cumulative, am constatat că un membru al comisiei a apreciat în mod vădit disproporțional unii candidați în raport cu aprecierea oferită de ceilalți membri ai comisiei. Acest fapt a distorsionat punctajul final, influențând esențialmente rezultatul concursului. Stamate nu a precizat cine dintre membrii comisiei a votat disproporționat. După evaluarea comisiei, însă, ministrul a făcut noi calcule. Astfel, în etapa finală ar fi trebuit să ajungă Ștefan Gligor în locul procurorului Veceslav Soltan. Asta pe lângă ceilalți 3, Veceslav Gribincea, Alexandru Stoianoglu și Oleg Crâșmaru. Dacă este să comparăm cu punctajul oferit pentru acești candidați de toți ceilalți membri ai comisiei, veți observa o eventuală trucare a acestei evaluări și, respectiv, o supraapreciere a altor candidați, comparativ cu aprecierea oferită de ceilalți membri comisiei. Olesea Stamate a menționat la final că va anula rezultatele concursului. Întrebată dacă va fi organizat un concurs nou, aceasta a refuzat să răspundă. Nu vă supărați, este un brief. Vom răspunde la întrebări cu altă ocazie. Concursul de la Ministerul Justiției s-a desfășurat pe 28 și 29 octombrie. Din 16 candidați înscriși, au fost aleși 4, iar lista lor urma să fie transmisă Consiliului Superior al Procurorilor pentru ca acesta să selecteze unul care să fie acceptat de Igor Dodon.
Maia Sandu vrea să provoace deliberat căderea guvernului. Modificând legea procuraturii la guvern, prim-ministru a încălcat grav acordul PSRM acum. Este reacția socialiștilor la cele întâmplate astăzi. PSRM a cerut deocamdată ca ministrul justiției să-și dea demisia, dar nu a precizat dacă va înainta o moțiune de cenzură guvernului. Democrații spun că se gândesc să ceară demisia acestuia. Dragă doamnă ministra justiției, nu. Parlamentul este cel care ți-a acordat toată încrederea ca tu să faci acea reformă a justiției care ți-a asumat-o și până astăzi ești un eșec total. De aceea și este solicitarea de a pleca din funcție. Socialiștii nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă acum la guvern. Ei se plâng că le-au dat libertatea totală în decizie celor de la acum pentru a desemna un nou procuror general, însă ei ar abuza și ar încerca să controleze justiția prin mișcarea anunțată astăzi. Prima propunere, de fapt, este neconstituțională, a doua propunere este și mai neconstituțională, deja ajungem la un ridicol și un haos juridico constituțional, dar nu asta este problema. Problema cea mai gravă este că politicul se bate pentru controlul justiției și procuraturii. Întrebați dacă se gândesc la depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Sandu, atât socialiștii cât și democrații ne-au spus că iau în calcul această posibilitate. La ce vă așteptați dumneavoastră? Am putea să avem anticipate? O să avem o dezbatere interesantă și o să vedem totuși cine se teme de justiție adevărată. Deocamdată nu este stabilită o ședință a Parlamentului în următoarele zile. Anterior, socialiștii au afirmat public că după alegerile locale vor încerca să își revendice mai multe ministere, pentru că actualele nu ar face față. Ieri primar, azi ministru, Andrei Năstase l-a delegat pe Adrian Talmaci să conducă primăria până vine Ion Ceban, iar el a revenit la guvern. Ce așteptări aveți la nouul primar? Să-și respecte promisiunile. Cum a fost așa, trebuie să fie mai departe. Care e atmosfera la primărie în așteptarea lui Ceban, vedeți în jurnal. Cerneală care dispare sub flacăra brichetei. Procesul verbal cu rezultatele alegerilor dintr-un sat din raionul Edineț ar fi fost completat cu un pix a cărui cerneală devine invizibilă. Asta susțin membrii partidului nostru, care ar fi prezentat și dovada video. Președintele secției de votare din localitate ne asigură însă că scrutinul nu a fost fraudat. Cum s-au întocmit procesele verbale în satul Teremna, raionul Edineț? Roma, ajută-mă, te rog. Poftim. Așa, așa, e bine. Poți să dai și tu să ieși la cifrele, Roma? Așa. Membrii partidului nostru ar fi observat că cerneala dispare atunci când au xeroxat procesul verbal primit, iar rezultatele alegerilor, consemnate în document, devin invizibile. Potrivit lor, asemenea pixuri pot fi găsite în orice magazin de birotică. Puteți să scoateți mina. Și foarte ușor cerneala se poate pune în bureta, în cabina de vot, unde se aplică ștampila votat. Partidul lui Renato Usată i-a depistat neregulile în satul Terebna din raionul Edineț, acolo unde un socialist a devansat candidatul PNL la fotoliul de primar. Președintele secției de votare din comuna respectivă ne-a spus că acuzațiile sunt false și că scrutinul nu putea fi fraudat. Eu nu știu ce fel de cerneală, noi am scris procesul verbal, s-a terminat un toc, am luat altul. Am luat legătura și cu socialistul câștigător la șefia satului Terebna. Acesta ne-a comentat afirmațiile partidului nostru, numindu-le absurde. Luni ar urma să fie validat mandatul noului primar la judecătoria Edineț. În acest sens, partidul lui Renato Usată i s-a adresat cu plângeri la mai multe instituții, cerând ca alegerile de acolo să fie declarate nevalabile. Fostul șef al Inspectoratului General de Poliție, Ion Bodrug, a fost reținut în această dimineață pe aeroportul internațional Chișinău, în timp ce intra în țară. Acesta este bănuit de contrabandă cu arme. În timp ce se afla în funcție, Bodrug ar fi facilitat trecerea la frontieră a mai multor arme din Moldova în Ucraina. Complicii ar fi fost și alți angajați ai IGP. În martie 2015, Ion Bodrug a demisionat de la conducerea instituției, iar fotolul său a fost ocupat de Gheorghe Cafcaliuc.
Deși temperaturile de afară nu ne îndeamnă încă să stăm la gura sobei, în sate, oamenii au început să le pregătească pentru iarnă. Pentru că în sezonul rece, numărul incendiilor provocate de mijloace de încălzire crește, pompierii au luat la pas mai multe localități din țară pentru a vedea starea acestora și au îndemnat gospodarii să-și verifice sobele înainte să le folosească. Acum o lună, doi soți din Călăraș au fost găsiți morți în casă după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă. Din cauza sobelor defecte și-au pierdut viața anul trecut o femeie din Sângerei și un bărbat din Aneninoi. Tot la Aneninoi, anul trecut și-a pierdut viața intoxicat cu fum și un bărbat de 41 de ani. Cei care au sobe trebuie să țină cont de câteva reguli. Asigurați-vă că soba nu trebuie reparată. Nu folosiți soba decât cu gurarul închis. Nu adormiți niciodată cu focul aprins și asigurați-vă că acesta este stins înainte să ieșiți din casă. Deși localitatea este conectată la gaz, majoritatea locuitorilor din comuna Ciorescu se încălzesc iarna cu sobe. Așa este mai ieftin, spun oamenii. Înainte să dea frigul, pompierii au pornit prin localități pentru a informa oamenii despre cum trebuie pregătite și întreținute mijloacele de încălzire. Se recomandă aici jos, dacă o spați foc, doamna Elena, cu vorașele ce este să le dați la o parte, spuneți o plăcuță metalică, să nu avem careva așa, momente. Așa își face, așa da? Așa își da. Bine. Prima dată. Toate lucrurile, tot mobilierul din apropiere de sobă, îl dăm la o parte. Am știut toate regulile, totdeauna le... Eu samax și bă tot așa cum trebuie. Această femeie a trecut prin spaima unui incendiu. Casa i-a fost cuprinsă de flăcări din cauza unui scurt circuit. Așa că acum este foarte precaută cu focul și electricitatea. Iată, pliu 6 vecină, e 9 zicrăvaia trubă. Нет, трубу совсем не надо закрывать. Вообще запишается. Я сижу в комнате, и не дай бог только дымок. Все. Ну вы постарайтесь не складывать их вот эти вещи. Дрова у меня лежат, но я тут слежу. Видите, у меня же поставлен этот кусок железа. И это чтобы угольки, потому что иногда бывают угли вылетают. И все, смотрю, жить хочу еще. Самое главное, ты так фащину фуку пинуть, а потрясай грижи, что ты... Nu trebuie să dormi toată noaptea. Înțelegi? Dar trebuie să te mai uiți după dânsul. Să verificați dacă nu sunt fisuri, adică să nu fie cazuri de scurgere de monoxid de carbon, adică care duc la intoxicare. La ușiță nu trebuie să aveți careva materiale combustibile. Și să nu lăsați copiii fără supraveghere. Au camera lor separată și în momentul când se face focul, avem mare grijă să nu fie prin apropiere, mai ales că ați văzut că este așa un pic mai făcut anume ca să nu vină copiii să fie protejați. Specialiștii spun că astfel de razii au loc anual înaintea începerii sezonului de încălzire. Primordial se atrage atenția persoanelor din categoriile grupului de risc, adică persoanelor în etate, în vârstă, persoanele cu copii mulți și chiar aceia din categoria socială vulnerabile. Motivele ar fi, să-i spunem, nu atât neglijența, cât condițiile, sobele, condițiile în care sunt efectuate careva lucrări, lucrări de încălzire, utilizarea sobelor de încălzit. Statistica prezentată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență arată că anual peste 15% din incendiile care se produc în gospodării au loc din cauza coșurilor de fum defecte sau necurățate, iar peste 11% din cauza mijloacelor de încălzire improvizate sau nesupravegheate. Vladimir Putin vrea restaurarea muzeului Pușkin din Chișinău. Președintele rus a declarat că va aloca bani pentru a renova clădirea. Când se va întâmpla acest lucru și despre ce sumă este vorba, nu se știe deocamdată. Muzeul Pușkin în Moldova, în Chișinău. Это один из тоже очень значимых пушкинских музеев, сказать, нашего сообщества, и, конечно, необходима им поддержка. Subiectul a fost discutat la Consiliul pentru Limba Rusă, la care participă Vladimir Putin. Liderul de la Moscova a declarat că autoritățile noastre vor primi bani pentru a restaura casa Muzeu Pușkin din capitală. Ну, что касается тех объектов, которые находятся за границей, к сожалению, сегодня за границей, там в Молдове, ну, с властями переговорим, если
нужна им помощь, мы даже готовы будем оказать им финансовую помощь для приведения в порядок этих пушкинских мест. În casa Muzeu Pușkin a locuit timp de două luni poetul rus Alexandr Pușkin în 1820. 25 de ani mai târziu, edificiul a primit statutul de muzeu. A fost lovită în plin chiar pe trecerea de pietoni. I s-a întâmplat azi dimineață unei femei de 43 de ani. Incidentul s-a produs pe strada Uzinelor din sectorul Ciocan al capitalei și a fost provocat de șoferul unui mașini de model Opel. Din imaginele postate pe rețea de socializare, se vede cum femeia stă la pământ lângă automobil. Internauții au scris că pe aceeași trecere, acum 5 zile, a mai fost lovit un pieton. Femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri. Oamenii legii au pornit o anchetă, iar în funcție de gravitatea leziunilor, femeii va fi stabilită și sancțiunea acordată șoferului. Dacă ieri dimineață oficial primar era Andrei Năstase, astăzi capitala este condusă din nou de interimarul Andrei Talmaci. După ce Năstase l-a delegat pe acesta să-i predea funcția lui Ion Ceban, angajații sunt în așteptarea primarului ales, așa că e multă liniște pe holurile primăriei. Fracțiunile din CMC deja și-au schimbat birourile, însă consilierii nu se prea văd. Păi de normal, nu e o schimbare nimic până când. Așteptăm un nou primar și vom vedea cum a fi. Iar Andrei Năstase a intrat pe la primărie pentru a întreba cum stau lucrurile, spun angajații. Fiind primar al capitalei, după ce Curtea de Apel i-a validat mandatul acum 3 săptămâni, acesta nu a dorit să rămână în funcție până la sosirea lui Ion Ceban, așa că l-a delegat printr-o dispoziție pe fostul primar interimar Adrian Talmaci. Prin urmare, Năstase a fost primar 4 zile, 2 zile până la scrutin. Atunci a avut o întâlnire și cu angajații de la primărie. Lucru, uitați-vă și piața luminoasă. Presa, nu mai mine frață, dar mine m-ați văzut atâta. Uitați-vă la ei. Și-a suspendat activitatea pentru a continua campania. Iar după alegeri, luni și marți, oficial a fost din nou primar. Astăzi, fostul candidat la primărie, Valeriu Munteanu, a scris pe Facebook că Năstase încalcă legea, pentru că nu și-a dat demisia, ci doar a delegat atribuțiile sale, deținând în același timp funcția de primar, dar și pe cea de ministru. Acesta nu ne-a răspuns la telefon pentru comentarii. Nu se știe dacă poza acestuia va fi pusă alături de pozele celorlalți primari ai Chișinăului pe peretele din holul primăriei, spun angajații. Între timp, în primărie este liniște. Angajații sunt în așteptarea primarului ales și a schimbărilor. Un primar care va pune accent pe profesionalism, prieteni sau pe astfel de angajați care orbește îndeplinesc oricare indicații. Ce așteptări aveți la nouă primar? Să-și respecte promisiunile. Cum a fost așa, trebuie să fie mai departe. Trebuie să salute cu oamenii, trebuie să duc cu vorbiri. Biroul primarului general este pregătit, iar plăcuța cu numele acestuia a fost comandată. În birou mobilierul este cel de la ceilalți primari și nu s-a făcut nimic. Deja urmează nou primar, dacă consider că ceva să mai modifice. Fracțiunile din CMC și-au schimbat birourile. Cel în care lucrau liberalei, fiind mai mare, le-a revenit socialiștilor, iar al socialiștilor blocului acum. Consilierii însă încă nu și-au început activitatea, așa cum mandatele încă nu au fost validate. Duminica va oficia slujbe la biserică, iar în restul zilelor ședințe la primărie. Preotul din Gura Galbenei a fost ales primar. Vă veți conduce la primărie după lege sau după Biblie? Cum răspunde preotul primar, aflați la știri. Polițistul care acum 4 zile a urcat beat la volan a lovit o altă mașină, apoi a încercat să fugă de la fața locului, a fost demis din funcție. Poate duci tu așa... Poc! Aici a venit. Oprește, că zi în urmă, nu am. Cheile pe ce am scos, că nu pornești să ușezi oameni pe drum. Gata, liniștește. Acesta avea
1,24 mg de alcool per litru în aerul expirat, adică de 8 ori mai mare decât norma admisă. Într-o postare pe Facebook, IGP a scris că ofițerul superior de urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana a rămas fără funcția publică și legitimația de serviciu, prin astfel de comportament denigrând imaginea instituției. Un deputat a fost înjunghiat în plină stradă de un tânăr la Hong Kong. Făptașul, care a pretins că este susținătorul acestuia, s-a apropiat de parlamentar cu un buchet de flori, iar după ce i l-a dat, a scos un cuțit din geantă și l-a atacat. Tânărul s-a apropiat de deputat cu flori în mâini, pretinzând că este un susținător al acestuia. El i-a întins buchetul spunându-i ceva. Neștiind ce l-așteaptă, parlamentarul ia florile, iar în acest timp, profitând de moment, făptașul scoate din geantă un cuțit și îl atacă. Imediat, martorii s-au grăbit să-l imobilizeze pe atacator și au chemat ambulanța. Totul s-a întâmplat în plină stradă, când deputatul făcea agitație electorală pentru alegerile din 24 noiembrie. Nu este primul incident de acest fel din Hong Kong. O serie de atacuri au avut loc în ultima perioadă, pe fundalul protestelor în masă. Manifestanții pro-democrație sunt revoltați din cauza unui proiect de lege care ar fi facilitat extrădările. Un experiment la o lecție de chimie a luat o întorsătură neașteptată. Profesorul a amestecat mai multe substanțe sub privirile elevilor când s-a produs o explozie. Momentul a fost înregistrat de unul dintre elevi. Din imagini se vede că învățătorul, sigur pe ceea ce face, pune în vas un lichid, apoi altul. S-a aprins o flacără mică, iar elevii au început să aplaude, semn că experimentul a avut succes. În câteva clipe însă s-a produs deflagrația. Imaginile au ajuns pe internet, dar nu este clar unde a avut loc incidentul. Localnicii din Gura Galbenei și Mișlia își vor face spovedania nu doar la biserică, ci și la primărie. Asta după ce preotul din sat a câștigat scrutinul local. Noul primar spune că în zi de duminică va continua să oficieze slujbe, iar oamenii speră că acesta va reduce taxa de mormântare. Prealtar, preotul din sat va merge mai mult în weekend, întrucât mai nou este primarul ales din turul 2 de scrutin, astfel că diminețile îl vor prinde ceva mai în vale de la Cașul Sfânt, adică la primărie. Constantin Munteanu a făcut studii teologice, dar și științe politice, iar după aproape 20 de ani în slujba bisericii, și-a spus că poate fi și în slujba oamenilor. După ce buchie vă veți conduce la primărie? După lege sau după Biblie? Dacă există legea morală, legea lui Dumnezeu, e deasupra legea statului și ele se combină. A greși e omenește, a ierta dumnezeiește, spune Biblia. Însă odată schimbată funcția, noul primar susține că se schimbă și regulile. Vom vorbi. Să iertați ori să-i pedepsiți? Dumnezeu iartă. Eu vreau disciplină, organizare și muncă. Chiar dacă se spune că politica nu are nimic în comun cu biserica, primarul ales susține că a fost înaintat pentru această funcție cu binecuvântare episcopului de Cahul și Comrat. Odată așezat în fotoliul de primar, haina de preot însă nu va fi pusă în cui. De ce să nu combin? Ce o să facem? Biserica rămâne în poziția ei și în locul ei, primăria rămâne la locul ei. Oamenii din sat vor schimba locul spovedaniei de la biserică la primărie. Vor modifica și textul discuției de la păcate la probleme. De mâine, dacă i s-a validat mandatul de primar, îi zice bună ziua, domn primar, și în biserica să mergem, să salutăm ca pe preot. Iar unii așteaptă de la noul edil ales o reducere a taxei de înmormântare. Poate să ne mormânteze degeaba încă. Cumva. Credeți că cei care o să greșească o să primească iertare mai ușor? Fiecare după cum faci așa și, da, după fapt și răsplată. Poți slujească duminica, curs săptămânii, fii la locul de lucru. Constantin Munteanu spune că în biroul de primar încă nu a pășit, știe însă prea bine ce nu va lipsi din încăpere. O să fie icoană, pentru că vreau ca să mă ajute.
cel care este reprezentant pe icoană. Iar zilele de primar vor începe la fel ca până acum, cu... Cu Doamne ajută! Imediat după știri începe emisiunea O seară perfectă. Anișoara Loghin se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua! Bună ziua, Loreta, bună ziua tuturor! Chiar dacă noiembrie este considerat o lună mai gri și un pic mai melancolic, asta nu înseamnă că nu este loc pentru iubire. Fall in love, acesta este genericul unei petreceri date în această seară de site-ul perfecte.md, iar acolo se află deja și reporterii noștri care ne vor reda atmosfera, iar în studioul aștept astăzi pe dirijorul Dumitru Cârciumaru, care, după ce și-a încheiat activitatea la Teatrul de Operă și Balet de la Chișinău, se dedică total operei române de la Craiova. Vă aștept așa. Dar la o seară perfectă. Anișoara, îți mulțumesc. Frunzele la oaltă cu gunoiul au devenit o mare problemă pentru locatarii unui bloc din sectorul Buiucani. Oamenii se plâng că în fiecare toamnă, în fața clădirii, se formează mormane de deșeuri, care sunt aruncate de vecinii din casele particulare. Pretorul afirmă că va cere poliției să-i amendeze pe cei care lasă gunoiul, iar astăzi muncitorii vor curăța zona. Așa arăta anul trecut strada Ion Luca Caragiale și așa arată acum. Tabloul este același, sunt mormane de frunze și saci de gunoi. Noi ce, să așteptăm tot drumul să fie și ea mizeria asta? Foarte frumos din partea locatarilor. Sunt într-o perioadă grea cu mirosul ăsta, e foarte neplăcut. Locatarii acestui bloc se plâng că se confruntă cu această problemă în fiecare toamnă. Asta e pentru mine inacceptabil. De fapt, Chișinău, pentru mine, eu sincer să vă spun, nu este capital. Poate nouă primar schimbă ceva, cum credeți? Oamenii spun că mirosul este insuportabil, iar priveliștea dezgustătoare. Dar și șobolani sunt! Și miros acolo și pachete, nu numai frunzele este după ploi. Știți foarte bine că ele dau un miros, dar strașnic, pur și simplu. Nimeni nu curăță nimic. Au venit, au luat urnele, s-au plecat și gata. În față sunt două tomberoane, iar muncitorii de la autosalubritate au venit să evacueze gunoiul, iar ceea ce este aruncat peste frunze, produse alterate, hârtii, dar și saci cu tot felul de resturi, vor rămâne aici, nu se știe pentru câtă vreme. Veți lua și gunoiul de aici, din frunze? Nu, de nu. De ce? Pentru că nu e nostru. Nu e nostru. Oamenii dau vina pe locatarii caselor particulare, care la rândul lor spun că nu au unde să arunce gunoiul în altă parte. Nu sunt de acord că aici, la mini particulare, să facă gunoiul ăștia și odată în săptămână sau în lună să vie pretura să o ducă. Pretura a spus că au tractoare noi, dar n-are cine să lucreze pe dânsă. Nu specialiști, nimeni nu poate să așeze la volan, la tractor. Pretorul sectorului Buiucan, Vadim Brânzaniuc, afirmă că gunoiul ăștia va fi evacuată. Acesta susține că poliția ar trebui să amendeze pe cei care aruncă frunzele acolo. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Loghin. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.